În centrul câmpiei Transilvaniei, la Mieșu de Câmpie, județul Mureș, fermierul Iacob Boca a reușit să construiască o fermă așa cum și-a dorit de mic copil, cu vaci de lapte și cu teren să poată asigura furajarea văcuțelor. Chiar și în cele mai tulburi vremuri, crescătorul nu și-a abandonat animalele, reușind să insufle pasiunea pentru agricultură și copiilor săi. Avem o fermă de 200 de vaci cu lapte, împreună cu copiii, și 450 de hectare de pământ, ferma vegetală. Ferma e amplasată în centrul Câmpiei Transilvaniei, în comuna Mieșu de Câmpie, județul Mureș. De agricultură m-am ocupat de la vârsta de 7-8 ani. Părinții mei au fost și agricultori și am îndrăgit munca asta și mai ales creșterea vacilor de lapte. Am avut de mic copil, 4-5 vaci, atunci așa era conjunctura, cine avea 5 vaci era cel mai gazdă om dintr-un sat, dintr-o comună. Un om care se numește gazdă, e un om mai destonic, un om care are ceva în plus față de ceilalți, știe să facă afaceri în orice condiții. Dacă e un regim comunist, dacă e un regim capitalist, el tot se descurcă, pentru că se numește gazdă. Și gazda, la noi, regionalizăm multe în județele noastre, și în Ardeal, de fapt, să fii gazdă înseamnă că ești un om mai înstărit și trebuie să ai și un pic de minte mai multă ca să poți câștiga mai bine. Tehnician veterinar de profesie cu 3 ani făcuți la Facultatea de Zootehnie de la Cluj, Iacob Boca a fost nevoit să abandoneze studiile din cauza unui accident. A plecat ulterior în armată, iar când s-a întors, s-a angajat la un IAS, locul ce avea să-i decidă destinul. Am lucrat la un IAS-ul, la IAS-ul unde sunt acum, de la care am cumpărat grajdurile. Și pe urmă, din impuls, mi-a fost să văd satul meu, unde m-am născut, la o fermă de 800 de vaci cu lapte și 1200 de tineret. Și de acolo am ajuns până în 89. După 1989, m-am privatizat. Mi-am cumpărat primul tractor din județul Mureș, nou-nouț, că am deschis un bar, mergea foarte bine atunci, un magazin, și m-am ocupat de agricultură. Soția se ocupă de restaurant și de magazin și eu mă ocup de agricultură împreună cu, am 4 băieți, unul particular are animale și ferma lui, că am mai avut o fermă care mi-a ars în 1999, am refăcut-o, i-am dat-o la unul din băieții mei, are și el 80 de vaci și 500 de oi și 3 dintre băieții mei lucrează cu mine. Am ales să-mi țin familia în jurul meu și să crez vaci cu lapte. De imediat după 80, din 90-91, 5 vaci, 10 vaci, 50, 100 de vaci, am mai construit o fermă care după 5 ani mi-a ars, dar am refăcut-o. A fost atât de greu pentru că atât era de imprevizibilă piața, nu știai ce faci cu laptele, nu știai cu cât îl vinzi. Aveam niște prețuri derizorii, prin 95-96, atunci când s-a și distrus reptilul de animale în România. Nimeni nu gândea ce înseamnă vacă cu lapte, de-aia am ajuns de la 7 milioane, 1 milioane de vaci la 1,5 milioane, 1,7 milioane. Am dus 5-6 aia, a fost foarte, foarte, foarte greu. Trăiam din cultura mare și din comerț. Pe urmă început lucrurile să se regleze, să mai apară un pic de preț mai real la lapte. Prin 2018-2017 încă era rău, după 2018 a început deja să miște prețul la lapte, a început să apară multe fabrici, mai ales la noi în județul Mureș, procesatori care fac calitate, au produse de calitate și fiind nevoie de lapte, au început să crească prețurile cât de cât. Prețul unui litru de lapte, prețul de cost pe un litru de lapte diferă de la o fermă la alta, diferă foarte mult de managementul fermei. În fermele unde este tabulație liberă și tot timpul ești pe grajd, vară, iarnă, nu scoți vacile la pășune. Asta se întâmplă la fermele mai de la 100, 200, 300 de capete. Sigur că prețul de cost la lapte urcă, pentru că totul vine la iezle, la vacă, vară, iarnă. E aceeași furajare, e aceeași rație și atunci prețul de cost e cu 25-30% mai mare decât la cei care, în perioada de vară, din mai până în septembrie, octombrie, mai ies cu vacile la pășune și mai suplimentează acolo parte din furaje,
care nu costă nimic, costă doar întreținerea lor. Aici trebuie să facem o diferență și gândim la diferența asta. Cei care iarna produc lapte puțin și vara mult, sigur că nu pot să aibă un preț real, un preț stabil, pentru că procesatorii au și ei, au treaba lor, ei trebuie să vândă produsele pe flux. O fermă care are 500-600 de litri pe zi și iarna ajunge la 100 de litri, la 120 de litri. Asta nu-i avantajează deloc pe fermieri. Deloc nu-i avantajează în contractul cu relațiile cu procesatorul. Îi trage în jos la preț. Și pentru că ce se întâmplă și fătările, toate sunt atunci, iarna, februarie, pentru că muntele, când iasă vaca la pășunat, se mișcă, are ce trebuie, vitaminele din iarbă și îi sătulă tot timpul, are soare, vitamina D și atunci toate intră în călduri și se le înseminează. Și toate fate exact când nu trebuie, când nu ar trebui să fete, ar trebui să fete toamna vacile, când e laptele scump iarnă. Deci laptele are extrasezură, nu exact ca și la legume, așa e că noi avem vara legume abundent și iarna nu mai avem. Dar acolo nu suntem noi de vină, că e de vină, Doamne, că așa e clima la noi. Aici, la lapte, suntem noi de vină, pentru că trebuie să facem în așa fel încât să ne reglăm producția de lapte să fie aproape, chiar dacă nu e chiar constantă, dar aproape constantă tot timpul anului. Și atunci, în relațiile contractuale cu fabricile, vom primi un preț mai bun la lapte. În momentul de față, eu cred că la un leu 65, un leu 70, mă încadrez cu prețul de cost pe litru de lapte. Bine, să ținem cont că Dumnezeu, cred că a fost anul trecut ardelean și am avut producții foarte bune și la cereale păioase, și la cerealele de toamnă, de primăvară la porumb. Cultura de lucernă ne-a dat producții de n-am mai reușit să cosim. Și atunci, un pic aici, mai avem un pic de aer. Și vreau să spun că dacă nu aș avea fermă de vaci cu lapte sau orice animal să țin, m-aș pregăti de faliment. Cu cultura mare aici la noi, la cheltuielile care le avem, pentru că la noi cheltuielile cu muncile mecanice sunt aproape duble față de sud. Pentru că structura solului și penți. Aici la noi sunt penți de să răstoarnă oaia, cum se zice în termeni populari. Și noi trebuie să lucrăm pământul ăla. Are conținutul de humus și are caracteristici să putem face produse, dar cheltuiala și la motorină, ne decontăm pe hectar subvenția la motorină, ne primim 78 de litri. Noi cheltuim dublu. În Ardeal se cheltuiește dublu pe hectar. Uzura utilajelor care intră în contact cu solul e foarte mare și cele care trag, și tractoarele care trag plugurile, trag discurile, trag utilajele care le trag, când urci pe o pantă de 12 grade, nu e ca și când mergi pe un teren drept. Pentru că e forțat la maxim. Defecțiunile la noi la tractoare sunt mai mari cam cu 40% decât în zona sudului și în zona Banatului, unde terenurile drepte și pământul și structura solului e altfel, mai nisipos, mai ușor de lucrat. Strategia în ferma lui Iacob Boca este de a susține hrana animalelor din recolta câmpului. Fără o sursă de furaj, creșterea vacilor nu ar fi sustenabilă, consideră fermierul care a mizat de la început pe bovine de lapte, nu pe rase de carne. Cu vaca de carne e altă discuție. Vaca de carne trebuie să fie un pic băgată în alte afaceri, pentru că durează un ciclu de 2 ani să poți să vinzi un taur de carne sau un animal la 700-800-1000 de kilograme. Dar într-o fermă de vaci cu lapte poți trăi dacă te gospodărești, dar e foarte, 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 foarte greu. Nu contează că plouă, nu contează că nici, nu contează că Sfintele Paști sau Crăciunul, noi trebuie să fim pe baricade. Momentan în fermă ne ținem din efectivul de 200 de animale, 30% bălțată românească și 70% holștai. Red Holstein, pentru că am mers pe culoarea roșie, că mi-e mai dragă. Producția zilnică acum pe cap de vacă e cam 25, 24, 25 de litri la noi în Ardeal. Când eram eu, chiar când eram eu copil mic, erau mulți cetățeni, mulți vecini de-a mei care dormea noaptea în graj cu vacile. Pentru că atunci vacile se cersălau. Deci era
cine avea vacile frumoase în sat, ăla era omul cel mai văzut din sat și cel mai respectat. Când trecea vacile și mergeau în ciurdă, zicea, măi, le-ați vacile lui ăla, le-ați vacile lui ăla, era o mândrie. După vaca aia trăia omul. După lapte făcea caș, făcea smântână, își ținea copiii la școală. După vaci. După asta, aici la noi în Ardeal. Și acum, mă doare sufletul când văd că dispar ferme de 15-20 de vaci. Să îmbolnăvesc tinerii, se descurajează. Și noi facem din tinerii noștri, de aici din Ardeal, prin politici proaste și prin neînțelegeri la nivel național și european, facem din tinerii noștri adunători de căpșuni și de castraveți în Germania. Un lider al sectorului de creștere a vacilor din România, Iacob Boca, s-a implicat constant în apărarea drepturilor fermierilor. Determinat să schimbe lucrurile în bine, a organizat până în prezent 6 proteste la nivel național, iar în urma acestor acțiuni, vocea producătorilor agricoli a fost ascultată. O dovadă în plus că asocierea reprezintă adevărata forță a fermierilor. Asocierea și cooperativele înseamnă enorm de mult acolo unde se pot înțelege oamenii, înseamnă enorm de mult, înseamnă o siguranță în desfacerea produselor, nu numai la lapte și carne, și la cereale. Unde se vinde lapte pe cooperative, mai mare, mare prețul la lapte cu 20%. Unde se vinde individual de la fiecare fermă, 100-150 de litri pe zi, scade cu 20%, pentru că prețul de cost pentru procesator să meargă un camion de 15 tone pe toate străduțele și pe toate... Nu e real. Nu poate să dea bani. Nu poate să plătească, n-are cum. E cheltuiala foarte mare. Deci în momentul de față lucrez, noi și colectăm lapte. Avem o cooperativă și facem și colectare de lapte din câteva comune cu drumuri cu acces mai greu, unde nu intră societățile mari de colectare, de procesare. Și colectăm lapte de la vreo 200-220 de fermieri. Suntem organizați și la nivel de societate și pe cooperativă. Vindem la 3 fabrici. Prețul nu e rău acum. Dacă rămâne așa, ar fi foarte bine, dar mi-e frică că o să scadă cu ceva. Nu mult, dar o să scadă cu ceva prețul laptelui. Dacă aș da timp înapoi și aș fi la 32 de ani, aș face tot agricultură. Soția, dacă mă aude acum, mă pune bagajele la ușă să plec. Că nu iubește agricultura, dar asta e. Asta am îndrăgit-o și am simțit eu că pot să o fac. Și dacă faci un lucru cu drag, și înveți foarte repede. Când am fost la facultate pe la Cluj, mă simțeam anul 2 de facultate ca în liceu anul 1. Ca în liceu, bă, zic eu, așa e de ușoară școala, da, în fine, asta e. Dar dacă îți place, înveți din mers. Am avut mentori mulți în viața mea și am avut norocul, am avut ingineri foarte buni, și agronom, și zootehnic, și medici veterinari, de la care am învățat enorm de mult. Acum trebuie să fii foarte bine, foarte bine documentat când începi orice proiect, când începi orice ce îți propui să faci. Trebuie întâi să te consulți cu oameni care au făcut înaintea ta și care au avut succes. Dacă stai de vorbă cu ea, poți să ai și tu succes. Dacă stai de vorbă la Făgădău, la Crâșmă, cu de aia care sunt acolo, n-ai de unde să înveți.